Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. Suntem în seara aceasta la Seara Poveștilor pentru că este zi de sâmbătă. Îmi îngădui să vă citesc dintr-o frumoasă carte, Arcașul fără arc, povești, pilde și vorbe de duh din China, Japonia și Coreea, alese, traduse și prefațată de Ștefan Liceanu, prima poveste de aici, care se potrivește stării de fapt. Un om nu-și mai găsea toporul prin o gradă, a tot căutat, dar în zadar, nici urmă de unealta lui. După un timp, omul a început să-l bănuiască de furt pe băiatul vecinului. Uitându-se cu atenție la felul în care umblă băiatul încolo și încoace, își dăte seama că mersul era un mers de hoț. De altfel, până și expresia feței îl trăda. Apoi, stăpânul toporului băgă de seamă că numai gesturile băiatului, dar și cuvintele sale îl dădeau în vilea ca fiind hoțul toporului. A mai trecut o vreme și, săpând din întâmplare într-o voioagă de lângă casă, omul nostru își găsi toporul. Dând iar ochii cu băiatul vecinului, nimic din gesturile lui, căutătura sau cuvintele lui nu mai aduceau acum cu un hoț. Încercați să săpați adânc în voiogile din suflet atunci când toți ceilalți din jur vi se par niște hoți ai propriului vostru topor. Încercați să fiți mai îngăduitori și să înțelegeți că uneori e mai periculos să inventezi lucrurile din jur decât să trăiești cu adevărat realitatea. E vreme în care căutăm vinovați peste tot. Nu cred că e momentul. Cred că acum e momentul ca în voiaga adânca inimii noastre să găsim energia aceea de care avem nevoie ca să căutăm cinstit către fața celorlalți și să ne umplem unii pe ceilalți de cinste de a fi oameni. Sigur că se strecoară printre noi și hoți, sigur că sunt în jurul nostru întreprinzători șmecheri, dar nu căutați către ei. Căutați către oamenii cu adevărat valoroși, către cei care atunci când întind mâna și ți-o strâng, știi că sunt oameni până la capăt. Vă doresc o noapte liniștită. Mâine este o nouă zi, o zi de duminică.